Mergem mai departe, oameni buni, iată, la cererea publicului. Vin aici doi oameni minunați care pe vremuri făceau furor cot la cot cu Azur, Albatros sau Generic. Ei se numesc Mitică și Adrian Blându și formează trupa înființată în 1990, și anume Zorile din Galație. Pa, pa! Salut, salut, salut! Bună, bună, prințesă, cum te cheamă? Adelina. Bună, Adelina, și câți ani ai? 5 ani. 5 ani, mulți înainte. Practic aici sunt 3 generații, corect? Corect. Da. Bine, haideți să luăm un loc aici și să povestim. Deci Zorile din Galație, la concurență erați cu Albatros, cu Azur și cu Generic? Exact. Concurență e mult spus, probabil. Păi era atunci la lupta aia. Fiecare a avut locul lui în showbiz-ul de atunci. Păi și ce ați făcut? Deci cum ați făcut, domnul Mitică? În 90 v-ați lansat? Eu cântam de mult mai înainte, dar atunci s-a înființat Zorile. Păi și cum ați înființat trupa? Un băiat cu chitara, basul cu armonia, fratele deci, cu tobele. Lucrurile se fac parte din Vechiul Testament al formației, pe care el îl poate spune. Din Noul Testament, de când am intrat eu, din 93, de atunci sunt și eu conștient și știu ce s-a întâmplat. Ca să știi ce s-a întâmplat din 93, trebuie să știi istoria, trebuie să știi Vechiul Testament pe de rost. Până în 93, deci în 90, tatăl tău a făcut Zorile din Galație. Dar cum i-ați dat numele Zorile? Suna bine și Azur, Generic și nu știu ce mi-a venit odată. Azur și Generic erau deja lansați? Erau. Și mi-a venit Zorile. Și apropo de ce spunea Adi, el acum numără like-urile, noi atunci număram casete vândute. Wow. Noi, Azur, Generic, toți care erau Albatros. Cine mai era? Nasti din Berceni? Da, păi da, da, Albatros. Erau Albatros. Albatros. Frații, Albatros erau Nasti din Berceni? Da. Da. Frații Pește? Da, da, da. Vrei Murciucă, tu ai prins casetele alea? Nu. N-ai prins cu Samărit Armata. Le auzeam, dar nu le aveam, nu știu. Bun, păi haideți, vreau să vă arăt ceva, să vedeți cine vă ascultă muzica. La un moment dat avem o nouă înregistrare din podcastul lui Mihai Bobonete și vreau să vedeți cum s-a cântat Zorile din Galație pe YouTube. Tu știi Zorile din Galație? Mi-am dorit o bicicletă? Mi-am dorit o bicicletă și am primit de ziua mea. Să trăiască mama, tata, să mai ia și altceva. Toată ziua dă-i pedală, înainte și înapoi. Asculta și aveți grijă, ca să nu pățiți și voi. La trecerea de pietoni am atins un nene polițist de urechiușă. M-a luat și ușor așa mi-a zis: buletinul să mi-l dai, să trăiți nu am, spune-mi pe ce stradă stai. Tocmai mă plimbam, puștule, te-am amendat, dar nu sunt șofer. Nu știi? Nu știu, frate. Și așa ai cântat, jucat, toată, da? O știu toată, da, și cântată pe două voci. Și cine ai învecina a compus? Zorile din Galație. Zorile mi-am dorit o bicicletă. E melodia mea preferată. Eu când mă îmbăt, o mai pun așa și singur. Zorile din Galație. Cântă bine, Bobonete. Se descurcă. Fodor nu prea știa, dar s-a actualizat. Da? N-a avut încotro. Dacă i-a cântat-o și a cântat-o. Știați Bobonete, momentul ăsta? L-am urmărit, mi l-au trimis mulți prieteni și chiar am făcut o remarcă: Mihai Bobonete știe mai bine versurile decât taică-mi. Recunosc. Le mai uit câteodată. Adică mai sunt momente când... Nu știu, dacă am fi ca să dăm vina pe vârstă, uneori el nu-și arată vârsta. Are 25 pe un picior și restul... Nu. Sunt pensionar, Cătălin, așa că... Da? Dar oricum, arătați zi. Cum îl cheamă? Seamănă cu actorul o zi, cu Hoffman, de... Nu? Nu seamănă? Știți, mă, cu ce actor seamănă... Dai. Calul Uzor. David ăla, Hasselhoff, cum? Ăla, mă, deci seamănă, caută Ciucă, caută ea să vedem. E mai greu din Baywatch, nu? Da. Din Baywatch, seamănă, nu v-a mai zis nimeni? Nu mi-a spus nimeni. Vezi ce am descoperit acum. Doar soția îmi spune că sunt cel mai urât bărbat. Nu cred. Pur și simplu lucrează să vă distrugă încrederea în dumneavoastră ca să nu vă agațe cine știe pe stradă cineva. Se poate. Deci nu vă lăsați intimidat de soție. Niciodată nu. Glumește, Cătălie. Da, ați cu Zorile, cât ați avut succes mare așa în anii 90, până când? Apoi a fost iar o perioadă când s-a mai oprit?
Nu, am avut de treabă, activitatea am avut continuu. Mai puțin atunci, în timpul pandemiei, când ne-am plimbat cu rulotele. Dar de cântat am avut mereu deci concerte. Deci 90 merge în continuu ca pe... Nu, putem spune că, într-adevăr, notorietatea noastră, odată cu trecerea anilor și cu fiecare trend... De asta zic, apar trenduri, se mai schimbă, nu? Tocmai. Dar știi care e chestia, Cătălin? El, legat de online, singurul lucru pe care îl face, intră pe Google și își caută ce are nevoie și mă mai întreabă pe mine. Ai văzut câte like-uri a făcut poza aia? Dar atât. Sau... postarea sau a primit și el filmarea cu Mihai Bobonete și cei drept și el a observat treaba asta și asta e vorba lui, ci că ai văzut că știe versurile bine și eu zic mai bine decât tine. Așa e. Și cum îți spuneam, odată cu trecerea timpului, știi tu, și o hârtie dacă o pui la icoană totăși și se îngălbenește. Sau, nu, dar referitor la succes, așa am putea spune că în 90 până în... Atunci 2000. A fost vârful, atunci a apărut se... Da, cam, da, 92.000 într-adevăr. Putem și acum nu puteam onora adică cerere. Atât de multe evenimente erau și zorile din Galați. Și piesa cea mai cunoscută era asta cu bicicleta? Nu, mai multe, aveam mai multe. Cum era la Azur, Mona... El are o piesă foarte cunoscută, Fata cu rochița mov. Fata cu rochița mov? Exact, exact. Cei de acasă, probabil cei care ne urmăresc activitatea acum în online, știu despre ce vorbesc. Dar cred că cea mai imediatizată și avem foarte multe povești sunt legate de melodia asta, de Mi-am dorit o bicicletă. Normal, melodia se chema La trecerea de pietoni. Dar după asta a apărut în mediul online, fiecare a postat-o cu numele Mi-am dorit o bicicletă sau buletinul să mi-l dai, fiecare cum... Ai o fetiță foarte drăguță. Mulțumesc! Și mă bucur că e aici la emisiune, te-ai uitat așa. Poți să-i saluți pe colegii tăi, pe toți prietenii tăi, să știi dacă vrei. Dar okay. Nu știu unde să se uite. Uite, tati. Uite acolo, uite, la cam de becul la roșu, poți să le faci cu mâna tuturor. Iar pe dumneavoastră vă rog, dacă spateți, vă dați ochelarii jos, că am găsit fotografia cu dumneavoastră din filme. Uitați-vă la televizor. Ia ciucă. Deci, băi, nu seamănă? Da, da. Cătălin, dar fără ochelarii... Seamănă un pic. Lasă-l și pe el să vadă. Seamănă un pic, dar... Hai că dacă mai găsim poze, cum îl cheamă pe actor Ciucă, zi tu? David Hasselhoff. Ele, nu? Da. Seamănă un pic. Pe seamănă. Ok, totuși să revenim la zorile din Galați, să cântăm piesa cu bicicleta. O cântăm acum și spune unde vă găsesc oamenii, unde să vă caute să... Pe toate site-urile de socializare, tot ce înseamnă social media, zorile din Galați oficial, pe YouTube, pe Instagram, Facebook, TikTok, pentru că ăsta e trendul. Bravo! Zorile din Galați, căutați oameni buni și bucurați-vă de muzica lor. Fii atentă, dacă vrei avem fructe pentru tine și lăsăm pe tati și pe bunicul să cânte. Cătălin, da, doar o vorbă mică. Nepoata are și ea trei melodii sau câte ai tu? Trei. Trei și unde le ai? Pe canalul meu de YouTube. Băi, are și canalul ei de YouTube? Nu, nu, tot ce vede că postez cu ea, ea spune, poate fi canalul meu? Zic, ai, ok, deci Zorile din Galați este canalul ei de YouTube. Aha, și deci are și ea pe Zorile din Galați? Da, are trei melodii și urmează acum a patra. Gata, și super. Ea spunea că vine să-ți spună că urmărește pe Eva, dar văd că acum și-a lăsat vocabularul în... O să-i spun, da? Perfect. Hai că mai stăm amândoi de vorbă cât cântă tati cu bunicul. Piesa drag. Asta cu bicicleta? Cu drag. Hai să vedem. Piesa La cererea publicului, oameni buni, Mi-am luat o bicicletă. Mi-am luat o bicicletă, corect? Mi-am dorit o bicicletă. Mi-am dorit o bicicletă sau La trecerea de pietoni sau... Buletinul să mi-l dai. Hai să vedem. Buletinul să mi-l dai. Și-am primit de ziua mea să trăiască mama, tata, să mai ia și altceva. Toată ziua dă-i pedală și înainte și înapoi. Ascultați și aveți grijă ca să nu pățiți și voi. La trecerea de pietoni am atins un nene polițist, de urechiușă m-a luat și cu un ton sever așa mi-a zis:
Buletinul să-mi-l dai. Să trăiți, nu l-am. Spune-mi pe ce stradă stai. Tocmai mă plimbam. Unde stai, te-am întrebat. Acolo în cartier. Puștule, te-am amendat. Dar nu sunt șofer. Puțin amenda, dați-mi voie să vă spun. Mai în fața dumneavoastră, o fată cu părul brun. Am întors puțin privirea, doar atât am făcut. Voiam să-i fac un semn cu mâna, chiar atunci ați apărut. La trecerea de pietoni nu mai face niciodată așa. Și domnișoara ce-o priveai, să n-ai grijă că e-i fica mea. Buletinul să-mi-l dai. Să trăiți, nu l-am. Spune-mi pe ce stradă stai. Tocmai mă plimbam. Unde stai, te-am întrebat. Acolo în cartier. Puștule, te-am amendat. Dar nu sunt șofer. Trăiască fetița, vă rog mult să mă scuzați. De mă uit un pic mai bine, foarte bine semănați. Lasă, nu schimba subiectul. Spune domnul polițist, tu ai încălcat decretul. Eu sunt doar un biciclist. La trecerea de pietoni, totdeauna să fii mai prudent. Păi nu v-am spus, priveam la ea. Dumneavoastră să fiți mai atent. Buletinul să-mi-l dai. Să trăiți, nu l-am. Spune-mi pe ce stradă stai. Tocmai mă plimbam. Unde stai, te-am întrebat. Acolo în cartier. Puștule, te-am amendat. Dar nu sunt șofer.